Comandantul a trecut examenul. Desemnat interimar la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție spre sfârșitul anului trecut, comisarul șef Ion Marin este de acum investit cu drepturi depline, trecând cu brio examenul de numire. În funcție mai trebuie doar să sosească hârtia oficială. Într-o primă apariție publică după ce s-au risipit emoțiile, dacă vor fi fost ale examinării, noul comandant al Poliției Buzoiene a declarat pentru Campus TV că este bucuros de rezultatele onorante obținute în 2009, dar care obligă și la mai mult efort profesional anul acesta pentru a ține sus ștacheta inspectoratului la toate capitolele. Începem un nou an cu problematica specifică muncii de poliție, ca de fiecare dată. Avem în urmă anul 2009 care ne-a dat satisfacția obținerii unor rezultate profesionale foarte bune și care ne obligă pentru viitor să continuăm activitatea la același nivel de calitate și competență. Drept pentru care, pentru mine ca manager, mi-am stabilit câteva obiective, cele mai importante fiind continuarea demersurilor în plan profesional pentru securizarea străzii, asigurarea siguranței cetățeanului, pentru că este clar că atâta timp cât avem strada acoperită și sub control din punct de vedere al ordinii și liniștii, este clar că starea infracțională va scădea. Născut la data de 24 februarie 1962 în comuna Bradu, județul Argeș, comisarul șef Ion Marin a mai îndeplinit funcțiile de ofițer specialist în cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Buzău, ofițer în cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate, șef Serviciului de Logistică, șef al Poliției Municipiului Buzău. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițer EMI, prof. În Investigații Criminale, cursuri de master Dreptul Informațiilor și Securității Private, cursuri postuniversitare Specialitatea Criminalistică, absolvent cu diplomă de licență al cursurilor Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București.